Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Sunt Anca, de la Ancuța Tarot, și astăzi voi face o etalare extraordinară cu tema dacă persoana dumneavoastră dragă se va elibera, dragii mei, din cealaltă situație. Mă refer în mod deosebit la persoanele care s-au separat din cauza altor persoane, la cei care ați fost părăsiți, pentru că cei cu care dumneavoastră v-ați cunoscut, v-ați iubit și v-au promis poate iubirea veșnică, au plecat înapoi în fostele relații. Haideți să vedem care sunt motivațiile lor și ce vor alege, dragii mei. Pentru că pur și simplu e vorba de alegeri în viața aceasta, în tot ceea ce privește relațiile de pereche. Ca de obicei, voi începe în a spune că este o etalare generală. Luați-vă rog frumos ceea ce rezonează cu dumneavoastră. Sper să rezoneze cât mai mult. Nu poate fi potrivită fiecarei persoane, dar eu sper din tot sufletul ca ceea ce eu voi spune acum să se potrivească. Ce pot să mai spun, vă rog frumos, este că dacă doriți etalări personalizate pe situația dumneavoastră, pentru cazul dumneavoastră, cu soluții și ca să vedem ceea ce se întâmplă real, apelați, vă rog frumos, la datele mele de contact, stabilim împreună o întâlnire, facem acea lectură și sigur va fi cea potrivită pentru viețile personale ale fiecăruia. Așa că voi începe etalarea generală în care astăzi am ales două variante. Îl avem pe domnul clown și o avem pe doamna clown. Dragii mei, vă rog să alegeți fiecare câte o figurită, câte o figurină, iertați-mă, și voi începe cu două stiluri de tarot pentru a vedea pentru fiecare variantă ceea ce se întâmplă. Întrebarea, deci, este, se va elibera din cealaltă situație persoana dumneavoastră dragă? Voi începe cu tarotul Osho pentru a vedea energia acestei persoane și vom începe cu etalarea numărul 1 pentru doamna clown, cei care ați ales-o. Haideți să vedem ce se întâmplă în cazul acestei alegeri, care este decizia persoanei dumneavoastră dragi, ce gândește și dacă se va elibera din acea situație. Dragii mei, ca de obicei, voi extrage o carte. Cartea pe care am extras-o este Sursa. Dragii mei, această carte vorbește de niște energii care se întorc pur și simplu la origini. Vorbește de niște energii care, în cazul acestei persoane despre care noi consultăm astăzi, în acest moment, cărțile, ne spun pur și simplu că acea persoană este foarte concentrată pe el sau pe ea însăși. Că este într-o perioadă în care energiile îl conduc înapoi acolo unde a fost la începutul. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că ați văzut că, în general, în viața asta, avem nevoie de confirmarea de a fi nefericit ca să realizăm și să putem aprecia locul în care, cu adevărat, totuși am fost fericiți. Da? Deci acest lucru se întâmplă acestei persoane pentru că se întoarce la originile ei, se întoarce într-o situație din trecut, crede că în acea energie se va regăsi și cu siguranță, dragii mei, că acolo va găsi toate răspunsurile. Faptul că se întoarce acolo nu înseamnă că va rămâne pentru totdeauna. Numai că era necesar să se întâmple acest lucru exact pentru a aprecia ceea ce a avut cu dumneavoastră. Vom trece acum la etalarea cărților cu celălalt tarot și să întrebăm, vă rog frumos, pentru dumneavoastră, care este situația în acest moment pentru cei care ați ales varianta 1. Haideți să vedem dacă doamna clown ne poartă noroc și să vedem care este răspunsul cărților pentru dumneavoastră, dragii mei. Vom începe să facem prima etalare. De fapt, am să mișc această energie, iertați-mă, ca să putem avea loc și ca dumneavoastră să vedeți cât mai clar ceea ce se întâmplă. Am să extrag, ca de obicei, două rânduri de cărți ca să vedem ce se întâmplă cu persoana dumneavoastră dragă. Bun. Dragii mei, văd că aici a intervenit cineva între dumneavoastră și celălalt. Aici mi-apar, să spunem, persoane de tipul rude, persoane care și-au băgat coada, poate colegi, prieteni, persoane care pur și simplu în momentul acela au intervenit între dumneavoastră și v-au stricat fericirea. Ceea ce mai văd aici este că relația aceasta a început bine, dar au intervenit secrete, au intervenit lucruri. Probabil că v-ați făcut și dumneavoastră iluzii și celălalt, v-ați promis lucruri care în final nu s-au mai putut îndeplini. Ceea ce mai văd aici, văd foarte multe frici.
Sunt niște frici pe care, sigur, această persoană pe care noastră așteptați să se elibereze din cealaltă parte, o are de când era copil. Văd aici o situație din copilărie cu o teamă de abandon, de singurătate, o lașitate, să spunem, a unora, și pe mulți aici văd, să știți, cum s-au întors cam cu coada între picioare de acolo de unde au plecat. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că dumneavoastră, domnilor și doamnelor, ați fost diferiți ca personalitate, mulți dintre dumneavoastră. Probabil că nu ați acceptat nici măgăriile celuilalt, nici minciunile, nici înșelăciunile, nici felul în care acea persoană pur și simplu vă trata. Ce mai văd aici este că constant această persoană probabil pleca din viața noastră atunci când vă era lumea mai dragă. Au fost tot timpul de situații în care au plecat, s-au întors, vă certați și dumneavoastră știu de la început că această persoană mai are pe cineva. Ce văd aici este că, deși nu v-au spus de la început că sunt însurați, sau măritați, sau măritate, ulterior această minciună, să spunem că a ieșit la suprafață pentru o parte dintre dumneavoastră. Văd aici că în momentul în care ați descoperit acest lucru, ați suferit foarte mult și cu siguranță acest lucru a făcut ca, poate pentru unii, separarea să fie foarte dureroasă. Eu mai văd aici că simțeați poate de multe ori că nu era ceva foarte curat sau în regulă cu celălalt și nu știați de ce, de multe ori evitați să vă spună ceea ce simte. Ce mai văd aici este că văd că v-ați sacrificat pentru unii dintre noastre foarte mulți ani din viață pentru a dedica acestei persoane tot ceea ce ați putut mai bun. Ce se întâmplă? Acea persoană, din păcate, a luat-o de multe ori ca un profit, a făcut ceea ce a vrut cu dumneavoastră, v-a măcinat nervii, a luat tot ceea ce a putut la modul dacă cumva i-ați oferit și bani din ceea ce văd unii dintre dumneavoastră și pur și simplu, în momentul în care i-a venit mai bine, a plecat. Ce mai văd aici este că punându-i totul pe tavă, dragii mei și dumneavoastră, ați avut un pic de vină. Pentru că, clar, în momentul în care o persoană cam oferă totul din primul moment, nu face decât să-l ajute pe celălalt să îi ia totul. Pentru că așa este omul. În momentul în care îi se dă un deget și dumneavoastră vorba aceea, îți dă un deget și ți se ia toată mâna. Exact acest lucru s-a întâmplat în cazul multora dintre dumneavoastră. Ce mai văd aici este că astăzi probabil vă uitați în oglindă și vedeți un chip îndurerat, un chip al unei persoane care a oferit totul celui de lângă el sau de lângă ea și cu toate acestea, această persoană, dragii mei, v-a întors spatele. Lucru nimic mai plăcut și mai dureros. De fapt, ați avut și un șoc și o dezamăgire. Văd aici că mulți probabil ați încercat să opriți acest lucru, să discutați cu această persoană, să luați niște măsuri. La un moment dat n-ați mai avut ce să faceți și, din păcate, această schimbare a intervenit. Acesta a plecat pur și simplu din viața noastră cu scopul de a-și face, să spunem, din nou, să-și rea de fapt din nou un alt început în fosta relație, v-a îndurerat, v-a spus acest lucru în față, v-a spus că poate chiar vrea să se însoare din nou sau să se întoarcă din nou în acele relații și v-a rupt sufletul. Sigur, nu erau decât scuze pentru a pleca acolo unde dintotdeauna ei au avut un cămin și au avut o anumită siguranță. Să știți că văd aici niște personalități de tipul păsării, iertați-mă dacă îmi permiteți, cum sunt cucii. Deci păsări care n-au cuib, n-au identitate, dar vin spre celelalte păsări, spre celelalte cuiburi, pentru a profita pur și simplu, după care pleacă din nou. Deci exact de genul ăsta de persoane ați cam dat dumneavoastră. Pe unii vă văd însă și un pic împăcați, dragii mei, probabil că ați început să vă vindecați și v-ați dat seama că toate aceste iluzii pe care persoana aceasta vi le-a vândut nu au fost niciuna din ele, din păcate, adevărată. Celălalt știe că a improvizat foarte mult, dar s-a bucurat la un moment dat de a trăi clipa împreună cu dumneavoastră și ulterior și-au plănuit mișelește această plecare către familiile lor dinainte sau către persoanele cu care au încercat să își refacă viața și fericirea. Văd iară că acele persoane care au plecat de dumneavoastră, din păcate, nici ele nu sunt prea fericite. Să știți că totuși nu a reușit să mai redobândească, să spunem, stabilitatea de odinioară, pentru că e clar că și ei acolo unde s-au întors erau deja lucrurile consumate. Chiar dacă au senzația că acolo este o familie fericită, plină de bani și plină de lumină, din păcate toată această karma a trecutului pe care o au cu dumneavoastră se va întoarce contra lor. Și el și ea, aceste persoane de care vorbim, dragii mei, au sacrificat probabil fericirea comună la un moment dat, adică fericirea cu dumneavoastră și s-au întors acolo unde aveau responsabilități. Se pare că și ei poate într-un fel suferă că n-au putut să mai rămână în viețile dumneavoastră. Ce văd aici este că timpul va vindeca toate aceste răni, că dreptatea va ieși la lumină, că până la urmă ați văzut adevărul și ați reușit să vă apărați la timp.
De multe ori se spune în viața asta, mai bine să pleci acum decât mai târziu, că știți cum e. Cu cât trece timpul mai mult, cu atât suferința era mai mare pentru dumneavoastră și vă adâncea într-o depresie mult mai urâtă. Ce mai văd aici este că veți fi ghidați spiritual, dragii mei, pentru că există mult atașament din partea noastră pentru această persoană și atunci aveți nevoie de ceva care să vă scoată un pic din această stare. Ce văd aici este că între el și cealaltă persoană, acel om care a fost cu dumneavoastră sau femeie sau bărbat, da, are foarte multă obișnuință acolo. Din păcate, a încercat să fugă doar pentru faptul că n-a vrut să-și asume un nou început. Sunt persoane, dragii mei, în viața asta care fug de noi începuturi și de a lăsa zona de confort. Li se pare că este mult mai sigur acolo unde întotdeauna au avut o supapă și o zonă de, să spunem, ca un cuib. Ceea ce nu este adevărat, pentru că în momentul în care undeva nu mai funcționează ceva, nu o să funcționeze nici atunci când te întorci. Pentru mulți dintre ei văd aici că întoarcerea la familie a fost ca o supă reîncălzită, dar stau acolo total din responsabilitate pentru copii, pentru a plăti anumite lucruri, pentru faptul că au în comun cu acele persoane poate afaceri, lucruri și așa mai departe. Ce văd aici este că a fost o legătură foarte puternică și, dragii mei, vorbim aici de poate chiar de suflete pereche sau de persoane care pur și simplu v-au fost aduse în destin pentru a vă da o lecție. Da? A fost și ceva frumos, a fost și ceva bun, numai că ulterior cum s-au stricat lucrurile, dumneavoastră v-ați văzut părăsiți și abandonați, ceea ce probabil că în ziua de azi vă face foarte, foarte mult rău. Ce mai văd aici este că această persoană până la urmă nu va fi fericită acolo unde e, pentru că din lipsa fericirii cu celălalt și probabil că în momentul în care vor încerca să refacă acolo ceva, întotdeauna se vor gândi la dumneavoastră, pentru că n-ați fost chiar puțin lucru. Dimpotrivă, ați fost foarte importanți pentru aceste persoane și le-ați luminat viața la momentul când le-ați apărut în cale. Probabil că datorită dumneavoastră chiar s-au ridicat moral și sigur că da, vor plăti pentru aceste lucruri pe care vi le fac astăzi. Ce mai văd aici este că sunteți foarte intuitivi, aveți foarte multe vise, dragii mei. Probabil că așteptați o veste sau ceva de la cineva. Și văd că, deși v-ați pierdut speranța mulți dintre dumneavoastră, totuși cărțile acestea spun că nu trebuie să vă pierdeți speranța, pentru că aceste energii se pot schimba și în final se va întâmpla ceea ce trebuie să se întâmple în destin. Dacă veți fi dispuși, dragii mei, să mai dați o șansă acestei persoane, este important să înțelegeți de ce el, ea, cum să zic, au avut situațiile acelea și dumneavoastră să luați decizia finală. Ceea ce văd este că, chiar dacă v-ați despărțit de aceste persoane care au plecat în altă parte, ele totuși au dorit o relație sentimentală doar cu dumneavoastră și cu siguranță că în momentul în care vor putea avea ocazia, e posibil să vă să se întoarcă, să aveți un semn de la ele. Dragii mei, aceasta a fost etalarea numărul 1. Haideți să vedem acum ce se întâmplă și cu etalarea numărul 2. Vom începe din nou. Punem domnul clown în loc de doamna clown. Haideți să vedem prima oară cu energiile pentru cei care ați ales această figurină. Cei care ați ales domnul clown, să vedem care este energia în care persoana despre care vorbim acum, dragii mei, la care vă gândiți dumneavoastră și care a plecat înapoi în fosta relație, să vedem în ce energie este. Voi extrage ca de obicei o singură carte. Cartea este Noi suntem lumea. Deci, această persoană care a plecat de lângă dumneavoastră are senzația că în momentul în care a făcut această alegere, să spunem că a ajuns acolo unde și-a dorit, că de fapt era ceea ce trebuia să fie, că acele persoane la care s-a întors, poate chiar vorbim de copii, de foste familii, erau locul în care erau așteptați, locul în care trebuiau să fie. Este o chestie pe care o au sigur la nivel sufletesc, însă credeți-mă, între satisfacția sufletească și experiența fizică este o diferență de la cer la pământ. Aceste persoane cred că au făcut bine să se întoarcă acolo, având niște responsabilități omenești pentru anumite persoane din acel loc. Probabil că dumneavoastră știți mai bine la ceea ce s-au întors unii și poate că de când v-ați combinat cu ei, știați că au aceste responsabilități, aceste lucruri de dus în spate, aceste cruci poate unii, pentru că deși nu mai exista iubire acolo, cu toate astea trebuiau să ajute și să fie prezenți. Dragii mei, haideți să vedem și la etalarea cu domnul clown ceea ce ne spun cărțile în acest moment. Haideți să vedem ce se întâmplă și pentru cei care ați ales etalarea numărul 2. Această figurină cu domnul clown. Haideți să vedem ce se întâmplă
pentru cei care ați ales etalarea numărul 2. Le amestecăm bine ca să nu vină combinate, așa cum au fost în etalarea cealaltă. Dragii mei, haideți să vedem ce se întâmplă. Extragem și aici la fel același număr de cărți ca să vedem care este reacția persoanei dumneavoastră, dragi. Ce se întâmplă în acest moment, dacă se va elibera sau nu, dragii mei, din relația cu celălalt, din relația actuală în care este acolo. Dragii mei, varianta numărul 2. Haideți să vedem. Ce văd aici este că persoana dumneavoastră care o iubiți și care a plecat în partea cealaltă, deja de la început era la fel într-o altă relație, era într-o altă combinație. Ce văd aici este că mulți erau căsătoriți sau poate pur și simplu divorțaseră de curând. Este clar că s-au întors la foști, la foste sau pur și simplu v-au lăsat pentru că în partea cealaltă au considerat că au mai multă liniște. Văd aici niște relații destul de turbulente între dumneavoastră și celălalt. Au fost foarte mult bazate pe nivelul fizic, la modul, au fost foarte multă atracție sexuală, lucru care a funcționat la început, dar care ulterior cu timpul nu a făcut decât să vă distanțeze, pentru că v-ați dat seama că din punct de vedere caracter sunteți puțin opoziție. Probabil că și a ei s-au făcut promisiuni pentru unii și pentru alții, dar au apărut niște complicații, dragii mei, pentru că e posibil ca această persoană, probabil în cealaltă familie, să aștepte un copil sau pur și simplu din acest motiv s-au întors în cealaltă relație. Ce mai văd este că pur și simplu persoana aceasta a fugit de responsabilități și probabil că, deși ați stat ceva cu această persoană care o văd aici în această etalare, totuși acest lucru nu a funcționat și nu a dus spre un sfârșit fericit așa cum v-ați fi dorit, dragii mei. Se pare că această persoană nu iubește schimbarea. Este o persoană care totuși a venit la dumneavoastră în sensul de a se răcori, în sensul de a căuta ceva nou. Exista foarte multă rutină în viața ei, în partea cealaltă, nu mai era iubire și pur și simplu a căutat ceva ca să iasă din această stare. Va găsi pe dumneavoastră și cu siguranță că la început au fost niște planuri frumoase împreună și v-ați dorit un pic mai mult de atât. Din păcate, persoana cealaltă nu v-a răspuns cu aceeași monedă și dumneavoastră ați simțit că din cauza lașității, pur și simplu celălalt a renunțat. Pe alții vă văd încă așteptând această persoană, dragii mei, dar ca această persoană să se elibereze, are nevoie să știți să își dea seama de multe lucruri, să-și facă o analiză internă foarte riguroasă. Pentru că eu cred că cu tot ce ați încercat să convingeți această persoană să rămână, nimic nu a mai fost în favoarea dumneavoastră și cumva l-ați văzut extrem de schimbat de la o zi la alta. Ce pot să mai văd aici este că pur și simplu sunt persoane care probabil au încercat să găsească un echilibru între minte și suflet, dar probabil că mental nu sunt capabili să facă acest pas înapoi spre dumneavoastră. Eu văd însă că vă iubesc, el sau ea au ales sacrificiul personal, dragii mei, doar în favoarea unei situații din partea cealaltă care era iminentă. Probabil că, deși au copii mici sau mari sau persoana cu care au stat avea nevoie de ei, încă o dată ruptura aceea le-a adus în acest moment reproșuri. Deci ei nu sunt fericiți acolo unde sunt pentru că s-au dus un pic cam târziu înapoi în acel loc. Știți cum e? Când pleci de undeva, de fapt, în principiu este o mișcare pe viață. În momentul în care te întorci, nu mai este nimic în regulă și persoana care te așteaptă îți va scoate ochii continuu. Lucru care, bineînțeles, se poate întâmpla și pentru unii dintre dumneavoastră care mă ascultați în relațiile actuale. Probabil că mulți dintre dumneavoastră sunteți și dumneavoastră căsătoriți ca și celălalt și în momentul în care ceva s-a simțit în familie, aveți și dumneavoastră discuții cu partenerii. Ce mai văd este că există aici o luptă pentru familie și pentru relația întregită pe care aceștia, partenerii dumneavoastră, și-au dorit-o. Văd aici niște energii negative, dragii mei. Văd că pe mulți v-au afectat totuși și aceste energii inversate, aceste procese, ca un fel de magie neagră, lucruri care s-au făcut și care cu forța s-au întors contra dumneavoastră. E posibil ca mulți dintre foști sau foste să fi făcut ceva în acest sens pentru a-și aduce acasă bărbatul sau soția. Lucru pe care dumneavoastră l-ați simțit pentru că în afară că a plecat de la o zi la alta fără niciun fel de explicații
ceea ce vă dați seama nu este normal după o relație de lungă durată, da? Pur și simplu nu v-a mai căutat, nu v-a mai băgat în seamă, când vorbiți cu el sau ea sunt absenți, parcă au capul în altă parte, privirea ciudată. Toate acestea sunt semne de faptul că cu siguranță au existat aici niște lucruri necurate. Dragii mei, sigur, știți ce aveți de făcut, pentru că pentru mulți văd aici că vor fi situații în care va trebui să vă vindecați, va trebui să faceți niște ritualuri, va trebui să mergeți la biserică ca să puteți să vă curățați un pic din această energie foarte negativă pe care ceilalți sau celelalte, fostele partenere, foștii parteneri, le-au trimis. Mai pot fi aici situații, sigur, și prin alte persoane mai în vârstă din familie, de exemplu, o soacră, o mamă supărată care, sigur, va trimis ceva sau a trimis ceva pentru fiica și fiul ei care fuseseră despărțiți. Văd aici o ură contra dumneavoastră sau a celuilalt destul de mare. Și s-au produs, să știți, multe blocaje din ceea ce văd între dumneavoastră în ultimul timp, care nu au avut nicio explicație. A existat la început dragoste și probabil că în momentul în care s-au întâmplat aceste situații, persoana aceasta s-a schimbat, n-a mai existat o luptă corectă și atunci pur și simplu între șantajul multora cu copiii, ceea ce văd aici, pentru alții pur și simplu au fost separări bruște și fără niciun fel de motivații. Dragii mei, așa aveți grijă, pentru că clar, această magie funcționează și mai ales când este o magie neagră, face foarte mult rău. Trebuie să ieșiți din aceste situații. Sunt mai multe soluții, vă rog, consultați-le și dumneavoastră sau dacă aveți nevoie de sfaturi și așa, ne putem consulta în privat. Ceea ce mai văd aici este că pentru mulți au avut importanță foarte mult copiii în acele relații. Aceste persoane s-au întors cumva pentru că au fost șantajați pe partea cu dacă să-și mai vadă sau nu copiii sau pur și simplu acele persoane nu se puteau întreține singure. Eu văd că această persoană însă se poate elibera oricând va vrea ea, doar cu condiția să lase tot ce a fost înainte în urmă. Dragii mei, din păcate mulți sunt comozi și lașitatea lor aici a jucat un rol destul de greu. Probabil că nu sunt oameni care să aibă curajul să ia lucrurile de la zero și v-au dezamăgit și în trecut, poate vă dezamăgesc și acum. Ce văd eu este că nu se eliberează în acest moment pentru că consideră că tot ceea ce a avut înainte cântărește mai mult decât ceea ce a avut cu dumneavoastră. Total greșit, dar știți cum e, scoate omului din cap ideea când îi intră ceva. Sunt foarte încăpățânați mulți dintre ei și foarte orgolioși. Deși văd aici că ați avut sex și dragoste incredibile cu aceste persoane, totuși orgoliu, mândria personală și diferențele sociale au intervenit între dumneavoastră. Energetic vorbind, aceste lucruri se pot schimba și văd aici multe persoane dintre cei care mă ascultă, care vor lua niște măsuri, dragii mei, ceea ce este foarte bine. În momentul în care vă faceți această curățenie energetică dumneavoastră și celălalt, cu siguranță că fericirea poate să se întoarcă. Eu ce mai văd aici este că, la un moment dat, această persoană a încercat să profite un pic și de ceva financiar sau ați avut împreună un proiect cu această persoană. Numai că lucrurile au luat o întorsătură ciudată și v-ați dat seama că ați pierdut și banii și că ați pierdut și această persoană din acest anturaj, din această combinație. Ce mai văd este că aveți un blocaj destul de puternic în acest moment, iar această persoană, prin voință proprie, ca să nu lase ceea ce avea înainte, de moment va rămâne blocată acolo unde e. Este posibil însă să rezolve unele lucruri, dragii mei, pentru că aici se vor rezolva niște lucruri în cealaltă situație în care e. Ceea ce văd este că după ce se vor rezolva aceste lucruri, să știți că această persoană va veni eliberată sau dacă între timp se fac lucrurile cum trebuie, se va elibera de aceste energii și văd o posibilă separare cu persoanele cu care s-au dus acum. E clar că la un moment dat fiecare va merge pe drumul lui și el și ceilalți, adică foștii, fostele, da, își vor da seama că acolo nu mai funcționa absolut nimic și cu timpul probabil se vor gândi să o ia de la zero din nou cu dumneavoastră. Dați însă timpului timp pentru că nu sunt lucruri care se întâmple imediat din ceea ce văd. Și dacă dumneavoastră veți alege să fiți acolo pentru a vă primi fericirea, cu siguranță și vreți să așteptați aceste persoane, e posibil să vă reluați aceste relații. Deci nu imediat, dar cu timpul se vor rezolva anumite situații. Dragii mei, în principiu cam asta văd în această etalare pentru cei care ați ales domnul clown și cu drag vă aștept data viitoare pentru că voi mai face o etalare în care vom continua să vedem cum se schimbă aceste energii, dacă aceste persoane într-adevăr își lasă situațiile unde sunt, da? Pentru că știți că energiile se schimbă, de aceea se fac atâtea etalări și atât de des.
și să sperăm că data viitoare vom avea un pic de vești mai bune. Dragii mei, vă mulțumesc mult că ați asistat. Vă rog, dacă vă place canalul, abonați-vă. Pentru detalii personale aveți datele mele de contact, vă aștept cu drag și ne revedem cu următorul video. V-am pupat! Pa, pa!